Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit după o absență justificată. Începem în forță noul sezon cu mine la timonă. Din păcate am făcut schimb de locuri cu Lucian, din păcate pentru el lipsește azi, are niște probleme. Începem cu un jucător important pentru Rapid, cel mai nou transfer definitiv al Rapidului, cum îmi place mie să spun. Un jucător tânăr, un jucător care a confirmat, căruia i s-a simțit lipsa, care și încălcând un pic protocolul, o să vă arăt și surpriza mai târziu, ca să vedeți și omul din spatele fotbalistului, ca să glumim, puteți să vă puneți voi cum vreți. Claudiu Petrila, unul dintre jucătorii importanți ai Rapidului. Claudiu, îți mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Felicitări pentru parcurs, pentru revenire în primul rând și sper că vei avea cel puțin evoluțiile care le-ai avut înainte de accidentare. Bună ziua! Da, așa sper și eu. A fost o perioadă foarte grea pentru mine din cauza accidentării. Am stat 3 luni departe de teren, dar acum sunt fericit că m-am întors și pot din nou să ajut. Continuitate și din ce în ce mai multe minute, ca să punem puțină presiune și pe mister. Să nu punem așa o presiune, că nu e ok. Cred că depinde de mine, în funcție de cât de repede mă voi face bine. Să, din punct de vedere fizic, cred că voi juca și din primul 11. Ești 100% fizic în momentul de față? Fizic nu, undeva la 65% probabil acum. Deci mai am mai de e loc de, mai am de dar play-off-ul te va prinde cu motoarele turate. Eu așa zic, da, în play-off voi fi 100%, da. Fiind un jucător de viteză, un jucător care depui care mult efort, mult, da, am nevoie de condiție fizică bună. Și o să începem un pic invers, pentru că vreau să îmi povestești puțin și din trecutul tău fotbalistic și perioada care a fost la Cluj, dar te întreb de actualitate și aș vrea să-mi spui dacă te așteptai să ajungi atât de repede un jucător important la Rapid. Sincer, chiar nu mă gândeam că așa de repede voi fi un jucător important. Am zis că voi veni aici, voi munci și va depinde de mine dacă voi fi în cel mai scurt timp. Și din fericire am venit aici cu bucurie, cu dorință de a demonstra și mi-a ieșit. Grea perioada de inactivitate, astea 3 luni, pentru o accidentare care la prima vedere nu a părut gravă, o alunecare, ridici un pic piciorul, simți ceva, vine confirmarea diagnosticului, refuzul Marianei de a merge la Belgrad spunând că nu se bagă pe o astfel de leziune, semnele de întrebare privind o intervenție chirurgicală la momentul respectiv și după aia 3 luni de muncă grea pentru un jucător, că te antrenezi la sală cu fizioterapeuții și cum fază inițial mi s-a spus că trebuia să stau în jur de o lună jumate. Nu e cazul de operație, dar nici nu pot să merg în Serbia la Mariana pentru că era un tendon și ea nu e pe tendoane, pe musculatură, e doar pentru mușchi. Da. Și am sperat că o să revin într-o lună jumate, dar din păcate tot a continuat și am vrut să stau până am fost sigur că nu mă rup din nou în zona aia. A fost presiune și din partea staffului tehnic sau a clubului? Hai, Claudiu, când intri sau chiar din deloc. Punctul ăsta m-au de vedere, ai avut liniștea și ai găsit înțelegere? M-au lăsat să-mi revin cât trebuie. Ai lucrat cu Dragoș, nu? Cu Dragoș, la Kinetofie, da. Foarte bun oameni, își fac treaba. Muncă grea. Eu am văzut ce e acolo și muncă chiar grea. M-am interesat. Da. Și muncă e chiar muncă grea. Și e vorba nu de un antrenament de o oră jumate, poate oră 45. Stăteam în jur de 4 ore pe zi, cam așa. Zi de zi. Plus cu tratamente, cu exerciții, cu de-astea, în jur de 4 ore jumate, da, stăteam în fiecare zi. Mult. Mult și o perioadă grea, dar... Mult, da, dar îmi doream să fac asta ca să-mi revin cât mai repede. Ai avut vreodată, te-ai gândit că să fac niște transferuri, că s-a vorbit mult, că uite vin jucători, că tu fiind accidentat, că îți poți pierde locul în garnitura de start? E normal să te gândești, mai ales că știam că vin după pauză de 3 luni, în mintea mea undeva în spate aveam și gândul ăsta, dar într-un fel chestia asta m-a motivat mai tare, parcă să-mi revin și să muncesc mai mult. Cum simți presiunea asta de a fi la Rapid, de a te lupta pentru trofee,
investițiile care au fost făcute, concurența și dacă te-a afectat faptul că pentru vârsta ta ai fost un jucător, sau dacă te afectează, un jucător scump. Și presiunea faptului, domne, s-au dat niște bani pe mine, am venit definitiv, te-a afectat într-un fel sau mai mult te-a ambiționat? Mai mult m-a ambiționat, sincer. Știam că m-a cumpărat cu bani mulți și trebuie să vin aici să dau totul pentru ei, să le reîntorc favorul. Practic, da. Favorul, practic, cumva. Da. Să justifici investiția exact, din punct exact, de vedere al clubului. Exact, perfect, da. Da, exact. Pentru de ce te întreb? Am mai vorbit cu jucători care au ajuns... Tu n-ai ajuns la Rapid din postura unui jucător vedetă sau a celui mai bun jucător la o altă echipă în Superligă și vii la Rapid ca o certitudine. Da. Ai venit ca un jucător de perspectivă, un jucător tânăr care fusese și împrumutat la Sepsi și o făcuse și acolo foarte bine. Au fost discuțiile sau ce au fost, chiar o să te rog să-mi povestești un pic pe la CFR Cluj cu Dan Petrescu, cu faptul că jucai, nu jucai și așa mai departe și vii la Rapid ca un jucător de perspectivă, dar pe o sumă importantă pentru Superliga. Eu am discutat cu colegi de-ai tăi și nu o să le dau numele din respect față de ei și chiar unul dintre ei îmi spunea, care venea dintr-o altă postură decât a ta, spunea, Robert, zice, mă rog la Dumnezeu, era Mutu antrenor, ce mă rog la Dumnezeu să nu mă trimită Mutu la încălzire. Zic, bă, și când vă trimite din 15 în 15 minute, câte 3 jucători, da, să... da, da. Zice, mă duc, dar ce mă rog la Dumnezeu să fiu printre aia primii, că știu sigur că dacă sunt printre aia primii, nu mă bagă. Și aia, cum ai gestiona presiunea asta? Că e greu. Eu am simțit-o pe propria piele. Rapidul e un club pretențios, cu suporteri pretențioși, cu presiune acum că să investesc bani mulți, cu obiectiv. E greu pentru un tânăr să vină și să impună. Da, e greu, dar și în ceilalți ani, pe când eram la CFR, era la fel, în fiecare an ne băteam la primul loc și consider că asta m-a ajutat. Dar fără presiunea publicului. Fără, exact. Acolo era, venea presiunea era dinspre banca presiune, tehnică. Da, era altfel de presiune, da. Dar tot presiune până la urmă. Da. Aici e diferit, pentru că sunt foarte mulți fani, la fiecare meci jucăm cu tribunele pline. Dar, cum am mai spus, este o presiune bună, pentru că ne face să dăm totul pe teren. Bursucul Petrescu atât de dur și în vestiar, cum eu l-am avut antrenor și știu de ce te întreb, la fel de dur și în vestiar și în timpul în viața reală? Extra fotbalistic, cum îl vedem, vedeam și la pe bancă? E așa doar în timpul antrenamentului și în timpul meciului. După parcă e altă persoană. E să calm, transformă. E calm, mai glumește, mai așa, deci în afară e mult mai calm. Faci parte din galeria tinerilor promițători înjurați de către Dan Petrescu? Asta va rămâne în vestiarul ăla. Nu vreau nu, să... Eu am văzut și la meciuri, dar atent. Ce s-a văzut la meciuri s-a văzut, dar nu vreau să să dau din casă. Presiunea aia pusă în văzut tuturor, practic. Și într-un stadion unde la majoritatea meciurilor nu erau mai mult de 3.000 de spectatori. Și s-auzea practic cam ce te-a afectat la momentul respectiv în vreun fel? Pentru că n-ai fost un titular incontestat, adică n-ai fost în postura la CFR Cluj, n-ai fost în postura în care ești acum la Rapid, niciodată. Dar nu m-au afectat, pentru că am învățat să întreacă cumva prin minte așa, să nu pun la suflet, pentru că așa era el ca persoană, nu că-ți voia... răul, dar așa era el, mai impulsiv vulcan, și poate mai scăpa așa, dar în rest nu. Dar ai simțit vreodată că ar face-o cu răutate sau că are ceva cu tine? Că uite, eu discutam și nu te cunoșteam la momentul respectiv, erai la CFR Cluj și spuneam în emisiune de fiecare dată, spuneam, bă, ok, poate nu face faza defensivă la fel de bine ca alții. Dar din moment ce tot timpul îl bagi și pe faza ofensivă are un aport, fizic stă bine, jucătorul ăsta ar merita mai multe minute. Eu n-o spun acum că ești tu aici și ai venit la emisiune și nu a fost numai părerea mea. Dom'le, ce se întâmplă de Petrila nu are mai multe minute din partea lui Dan Petrescu? Ai simțit la un moment că ar putea fi ceva mai mult decât fotbalistic?
În unele momente poate că da, dar după îmi dădeam seama că poate am greșit eu sau poate așa considerat în acel mes sau în momentul ăla și încercam cumva să trec peste și cât jucam încercam să o fac cât mai bine. Ca meci următor poate începeam poate, primul 11, poate, tu ziceai poate, da? Nu? Da, încercam să fac tot ce ține de mine. Ai fost suficient de puternic psihic să te minți singur știind că tu ai plecat de la CFR, te-ai dus la Sepsi, joci foarte bine acolo, marchezi goluri, da. Chiar și cu capul, mi-aduc aminte, da. O centrare prin fața porții și vii pe colțul lung, da. la Sepsi și marchezi. Da. Marchezi goluri, te întorci la CFR și poate te întorci cu statutul un pic mai jos decât plecasești și dovedisești la Sepsi la o echipă respectabilă de Superligă. Da, dar după ce am venit de la Sepsi, parcă a venit Șumii. Cu Șumudică, jucând 7 din 7, 7 victorii, da, nu? Cu 4 goluri în primele 7 etape sau 3 goluri, ceva de genul. Aici vreau să-mi spui ce s-a întâmplat după ce a plecat Șumudică. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva anume, dar... Bine, dar n-ai mai jucat. Cu Șumii parcă avea mai multă încredere, îmi dădea mai multă încredere. Și asta m-a ajutat foarte mult în timpul jocului. După a fost din nou o perioadă mai neplăcută pentru mine, dar am continuat să joc, chiar dacă nu din primul 11, am continuat să joc pe parcursul meciurilor. Cred că în momentul când, după ce pleacă Șumudică și în campionat, în Superliga, erau 7 victorii din 7, următoarele 3 sau 4 meciuri sunt doar 2 schimbări, dacă nu greșesc, în primul 11, da. Dintre care una este Petrila, care marcase 3-4 goluri. Da. Așa a considerat fost antrenor că e bine pentru echipă și n-am spus nimic. Am fost un băiat bun. Te-ai dus vreodată la mister să-i zici domnul Dan sau cum îi spuneai mister? Știu nouă la Rapid, uite, de exemplu, când a venit antrenor la prima ședință. Am făcut o ședință, l-a prezentat, era Giovanni Becali președinte, l-a prezentat și a spus băi băieți, eu pentru voi sunt mister. Și toată lumea s-a adresat cu mister. Te-ai dus să-i zici, mister, ce se întâmplă? Ce trebuie să fac? Am jucat, am marcat, m-ați dat împrumut, am marcat, am fost cu Șumudică. Ce se întâmplă? Ce nu fac bine? Sau ce ar trebui să fac să rămân în primul 11 sau să joc mai mult? N-am fost niciodată să-l întreb pentru că nu consideram că mă ajută asta. Pentru că era, nu știu, genul de persoană care nu-i plăcea să... Orgolios? Exact. Și... Credeam în sufletul meu că dacă merg și îi spun și îl întreb, poate... O să joci mai puțin, nu mai mult. Și am ținut-o cu drumul meu și am mers mai departe. Și tu încăpățânat. Și eu încăpățânat, da. Dar ți-a prins bine încăpățânarea asta. Eram și mai tânăr, asta. Dacă 21 de ani. Bine, vorbește acum ca și cum ai avea vreo 35. Am mai crescut și eu puțin, crescut puțin. Ca și cum ai fi un jucător mai aproape de finalul carierei decât apogeul nu, carierei. Nu, chiar, dar am mai trecut și eu puțin prin momente grele. Lucrezi cu un mental coach? Nu. Nu? Nu. Stau bine pe psihic, să zic așa, și momentan nu cred că am nevoie. Da, stau bine psihic. Pe mine toți mă acuz așa, că zici, bă, zice, tu dacă țineai gura sau dacă erai un pic cu masajul pe stadion, să spune limbist, știi, dar fiind aici și iubita ta, am zis să nu... Apropo, prieten, o să vedeți mai târziu și pe iubita lui Claudiu. A zis că are puține emoții și intră în partea a doua a emisiunii. Zic bine, Ana? Nu. Ai văzut că a răspuns? A răspuns. Ce a spus înainte de emisiune? Că nu răspunde, că dacă întrebați nu răspunde, dacă a răspuns. Uite, vezi cum te-am adus să răspunzi? Așa o să vii și lângă noi puțin mai târziu. O să vii, nu? Opa, vezi, a răspuns a doua oară. Opa. Da, te așteptăm cu drag, să știi, după încălzire. Noi facem încălzirea fotbalistică și chiar vreau să te întreb și serios, sunt curios. Te întreb întâi pe tine și pe urmă o să întreb și eu, ca să mai lăsăm să-i treacă puțin emoțiile. Cât de un jucător de 24 de ani, un tânăr, cât de important este când vii la București, de 2 ani împreună cu Ana, nu? Să nu-ți pierzi capul, să spune că Bucureștiul fură fraierii, nu este cazul tău și n-a fost, dar cât de important a fost perioada asta de 3 luni de zile și adaptarea ta la Rapid, având iubita aproape? Păi a fost foarte important, mai ales că am încetat în prima lună, nu puteam să merg singur, trebuia să merg în cârje și m-a ajutat mult cu mâncarea, cu rățenia, cu tot ce ține de casă, plus cu cumpărăturile și așa. Deci, cred că a fost foarte important să știu că o am lângă mine. M-a ajutat enorm de mult.
Și plus, asta cu Bucureștiul și cu asta nu a fost cazul, pentru că ați fost împreună. Am tot ce am nevoie aici. Nu e cazul să mă uit în altă parte. Dar parcă zici tu bine că nu mai ești chiar tânăr. Pe mine mă impresionez și eu nu sunt limbist, că au mai fost unii băieți, domnule, ne-ai invitat și uite ce ne-ai întrebat. Da, ăsta e rolul până la urmă, indiferent de simpatii sau antipatii. Nu pare întâmplătoare ascensiunea ta și nu pare întâmplător faptul că te impui într-un vestiar greu și la o echipă grea a campionatului, la modul în care vorbești și cum pui problema. Adică la 24 de ani, cred că foarte mulți tineri, indiferent dacă sunt sportivi de performanță sau nu, să gândesc la cu totul alte lucruri, nu să iasă după antrenament să mănânce cu prietena, să se întoarcă acasă, să nu se uite în altă parte, că cred că apreciază mai mult libertatea din afara terenului decât o stabilitate emoțională și acasă. Te-a făcut ceva să iei decizia asta? Ți-a fost frică că o să o iei pe un drum greșit și ai decis să ai o relație serioasă de lungă durată? Sau au venit lucrurile? Nu m-am gândit la asta. Ne-am întâlnit când eram încă în Cluj. Și de atunci ne înțelegem foarte bine și, cum am zis, nu am nevoie să mă uit în altă parte. Și așa, din punctul ăsta de vedere, sunt liniștit și îmi văd de treabă, de fotbal, de carieră și în același timp și de familie. Îți dai seama, nou venit în București după un antrenament cu Mutu sau cu Bergodi, ce ar fi însemnat să mai stai prin Doroban sau prin centru vechi câte 3-4 ore să mai și găsești ceva? Da, cred că nu făcea bine, din punctul meu de vedere. Ai un, nu știu, un sfătuitor, un idol e mult spus, că cu idolul vezi la televizor și zici, bă, aș vrea să fiu și eu ca ăla. Dar un om cu care să te sfătuiești, un om care să fie aproape de tine, poate să te țină cu picioarele pe pământ când e cazul, poate în perioada Cluj să încerce să te ridice un pic sau să te țină la un nivel bun din punct de vedere mental, sau doar iubita, familia... Cred că doar cu familia și cu iubita. Ei m-au ajutat mult și în perioada aia când nu prea jucam. Îmi spuneau că o să fie bine, că tot o să fie ok. Și probabil cu fost antrenor de la Oradea. El mai dă niște sfaturi bune și încerc să le pun în aplicare. Deci cam el ar fi omul care... M-a ajutat primii și când eram acolo, fotbal, da, exact. El ți-a... Am fost cu el de la 12 până la 16, m-a ajutat mult în perioada aia și acum încă mai vorbim și mai dau niște sfaturi foarte bune. Să știi că n-am uitat, Ana, ce ți-am promis și termină cu emoțiile, postează pe Instagram sau aia că o să intri când o să luăm o scurtă pauză, băgăm un material ceva și o să te invităm aici să ne spui și cum vezi tu lucrurile din punct de vedere al jumătății fotbalistului Petrila. Așa că pregătește-ți discursurile, că am o grămadă de întrebări, să știi. Deci intră, vezi? Ți-am zis eu cu convingere. Să vedea cum se răzgândește. Vrei să intri acum? Ești hotărâtă? Nu? Mai așteptăm puțin. Mai lasă puțin să-și adune gândurile. Da. Mulțumim și sponsorilor, prieteni. Superbet, sponsorul emisiunii, sponsorul premium al emisiunii, Aqua Carpatica, cei care sunt alături de noi de la bun început și fără de care n-ar fi decurs lucrurile atât de bine. Încă o dată, mulțumim Superbet, mulțumim Aqua Carpatica. Continuăm cu Claudiu Petrila și în a doua parte sperăm să o avem și pe Ana, care este prezent aici, s-a obișnuit cu studioul, să o întrebăm câteva lucruri așa, pentru a le da și suporterilor rapidiști imaginea omului Claudiu Petrila, nu numai a fotbalistului. Perioada Cluj, aș vrea să te mai întreb, un vestiar greu? Un vestiar cu jucători care să spune că nu acceptau să nu joace, care vreau să joace foarte mult, un tânăr, chiar dacă avantajat de regulă, performanțe în perioada aia, dar un vestiar din punctul unui tânăr cu presiune mare pe tineri, cu presiunea rezultatelor, cu presiunea numelor care erau în vestiar acolo sau un vestiar cât de cât prietenos cu jucătorii tineri?
și prietenos și cu presiune, aș vrea să spun. Pentru mine a fost mai ușor pentru că m-am integrat mai repede fiind înainte și la echipa a doua. Când am urcat la prima echipă, în mare parte știam pe toți deja. Mi-a fost puțin mai ușor să mă adaptez. Fiind și mai tânăr, poate era mai multă presiune pe omerii mei pentru că știam că trebuia să fiu la un nivel bun. Dar în același timp și prietenos, pentru că cei mai în vârstă așa au fost foarte, foarte ok. Vrea să intre, ce să-i aducă la valiera, a zis. Dacă nu vrea, nu. Cine era în perioada aia mai apropiat sau mai... Cine ai simțit că te susține mai mult, că e conștient de calitățile tale și vedea sau simțea că ți se face o nedreptate că joci puțin dintre fotbaliști? Cred că Camora și Cipri Deac. Deac. Ei doi mă susțineau mai mult, așa să zic. Îmi spuneau să-mi văd de treaba mea, că o să vină și timpul meu. Câte ori ai stat în sala de forță cu Deac? Nu cât trebuia, cred. Nu cât trebuia? Cred că trebuia să stau un pic mai mult. Serios? Da. Nu am fost mare fan țală când eram mai tânăr, dar acum am considerat... Ce-mi place când zici tu la 24 de ani, când eram mai tânăr. La 20 de ani, când așa, nu consideram sala foarte utilă, dar acum că am mai crescut un pic, îmi dau seama că nu prea se poate fără sală. A fost un exemplu din punctul ăsta de vedere de ac pentru tine? Absolut, da. Și omul care... te mai trăgea alături de el în sală. Hai, mă, să muncești, exact. Că ai calitate, că nu? Exact, da. Și la polul opus existau, zice, bă, joacă copiii ăștia, ne scop banii din buzunar, nu, fără să dai nume, că eu știu, e greu să... Ai fost acolo, ai avut niște rezultate, e greu să zici, bă, X, cum ai spus de Camora și de Deac, dar în sens pozitiv. Erau și de ăștia care nu le conveneau prezența unor tineri de perspectivă și iar joacă ăștia, joacă că trebuie să joace cu under-ul și ne scop banii din buzunar. Și... Probabil la cei străini care veneau să joace și așa și probabil lor nu prea le convenea, dar asta a fost situația, n-am ce face. Și cu asta te-ai obișnuit? Și cu asta m-am obișnuit, da. Perioada sepsii, în momentul când ai ajuns acolo, ai văzut-o ca un pas înapoi? Că m-au dat afară ăștia de la... sau mă trimit ăștia acolo? Ai privit-o ca o retrogradare sau ca șansa de a avea mai multe minute și a demonstra? Știam că e o șansă să demonstrez ce pot. Și am mers cu gândul să fac treabă și să joc cât mai bine. Cu domnul Grozavu? Cu domnul Grozavu, da. E atât de dur și domnul Grozavu, cum se spune? Cât trebuie să fie ca să te țină la un nivel bun și fizic și psihic. Dar cu o mare presiune, nu? O mare presiune, dar... Hai că între Dan Petrescu și Grozavu, care erau mai... să pună presiune mai mare? Bine, presiunea rezultatelor era mai mare la CFR. Da. Dar ei, așa, dacă îi compar ca antrenori, normal, cu Grozavu ți-a fost mai ușor că ai jucat mult mai mult. Dar, da, poți face o comparație între cei doi? Nu știu dacă pot să fac o comparație, dar cu domnul Leo trebuia să fii tot timpul în mișcare, să te miști, cu sprinturi, cu tot, nu puteai stai un minut. Cu domnul Dan trebuia să fii mult mai agresiv când erai în apărare, să te aperi mai mult ca bandă, cum jucam eu. Și cam atât. Ai avut mai multe libertate, foarte, nu? Cu domnul Nu Grozavu. Foarte mult, dar un pic mai mult, dar nu sunt foarte diferiți ca antrenori așa. Cam pe același stil. Pe agresivitate, pe legătură multă, pe sprinturi, pe toate astea. De la televizor părea că CFR-ul și au confirmat-o și rezultatele, echipa care dacă reușea și îți dădea un gol, nu prea mai reveneai. Asta venea doar din filozofia lui Dan Petrescu sau pregăteați și asta la antrenamente și practic asta vi se cerea? Să vă apărați foarte bine, să plecați de la 0-0 ăla veșnic și dacă reușiți să marcați un gol, e ok să țineți de rezultat. Nu neapărat că antrenam asta, dar plecam
de la ideea, cum ai spus și tu, să nu primim gol. De dat gol, știam că o să dăm, cumva, că pentru că aveam jucători foarte buni, da, aveam jucători buni. Știam că o să marcăm, important era să nu primim. Asta era tactica. Nu ești un jucător cu talie, ești un jucător tânăr. Ți-a fost greu să te impui? Pentru că în România și văd din ce în ce mai des, mai ales în ultimii ani, domne, e mic. A, e mic, domne, nu poate. E tânăr, nu poate. Tu ai fost și ești și tânăr și mic. Cât de greu ți-a fost să reușești? Până la urmă ai reușit, ai ajuns la Rapid, ești un jucător important la Rapid. Deci putem spune că ai reușit. Cât de greu ți-a fost după ce ai terminat junioratul? Mi-a fost greu pentru că am mai fost în anumite locuri și mi s-a spus că sunt prea mic, că n-am fizic, așa. Și nici acum n-am un fizic foarte mare, dar... Te aștept să mai crești? Nu cred că mai cresc. Mi-aș dori puțin, dar nu cred că se mai întâmplă. Dar în schimb, stau bine cu viteza. Și am alte calități, să zic așa. Chiar dacă n-am un fizic foarte, foarte mare. A fost un handicap faptul că n-ai fost mai înalt? Eu nu-l consideram, dar poate că unii au crezut asta. Că... Ți-a spus vreun antrenor, bă, nu te bag că ești mic, sau bă, nu te oprezi la echipa asta că ești mic? Nu, poate doar la început, când am fost în probe la echipa a doua, la CFR. Ce vârstă aveai? Din ce am înțeles, 16 ani. Din ce am înțeles, prima dată n-au vrut să mă țină pentru că, cum am spus, eram mic și nu aveam fizic, dar după... Posibil că au văzut altceva la mine. Alte calități. Și au ales să mă țină, da. Și cred că au făcut bine. Au făcut bine, că au luat niște bani. Au luat niște bani. Am și jucat multe meciuri pentru ei, să zic așa. Au fost niște rezultate. Marcat. Da, au fost și rezultate și campionate. A fost ok de ambele părți. Regreți perioada Cluj că n-ai, doar prin prisma faptului că n-ai jucat mai mult? Da. Pot să zic că da. Dar consider că puteai, dacă aveai minute mai multe și meciuri implicit, puteai să dai mult mai mult pentru Cluj și poate nu urma perioada Rapid, poate plecai afară? 100% sunt convins că dacă jucam mai mult și așa, probabil acum eram în altă parte. Dar sunt la Rapid și sunt foarte fericit și încântat să fiu aici. Titlul anul ăsta? Titlul anul ăsta. Pentru asta luptăm. Venim, cum venim, spune. Venim, cum spunea și domnul Șocu, da. Venim. Atmosfera ar trebui să fie senzațională. 5 din 5, urmează un meci la Iași, teoretic doar, mai ușor, prin prisma clasamentului, că fotbalistic nu va fi. Un ultim meci în Giulești cu FCSB-ul până la înjumătățirea punctelor. Care crezi că ar fi diferența de puncte ideală pentru Rapid, pentru ca în play-off să se bată cu adevărat la câștigarea campionatului? Nu știu dacă ar fi un număr așa, dar dacă n-ar intra cu mai mult de 4 puncte, cred că am avea o șansă foarte mare să terminăm pe primul loc, pentru că mai avem că încă 3 meciuri din care îți dă o în Giulești, pe care ar trebui să le câștigăm. Dacă Rapidul normal termină pe locul 2, meciul decisiv din etapa 10-a din play-off se va juca în Giulești. Da. Sunt 3 meciuri practic acum, ultima etapă din sezonul ăsta, da, până la înjumătățire, se joacă în Giulești, iar în eventualitatea în care Rapidul își menține locul 2 acum, la înjumătățire, meciul care să sperăm că va fi decisiv pentru câștigarea campionatului, sau nu va mai fi important pentru câștigarea campionatului ca Rapidul să aibă niște puncte plus, va fi tot în Giulești. Un mare avantaj, nu? Un mare avantaj, da. Pentru că știm cu toții că când vii în Giulești, îți tremură puțin mingea la picior când joci împotriva noastră. Să nu spunem Jean-Pierre sau și oricum, nu? Jean-Pierre, da. Și tuturor le va fi rău să joace în Giulești, împotriva noastră. Cum ți-ai dori ultima etapă, un meci decisiv cu titlul pe masă în Giulești sau un meci decisiv cu 60.000 de oameni pe Național Arena? În Giulești, tot la asta. În Giulești, E altceva. Când intri în Giulești, e altceva.
A fost un șoc pentru tine la primul joc în tricou Rapidului pe Giulești, din punct de vedere al atmosferii? Te așteptai să fie atât de intens? Da, pentru că mai jucasem înainte cu CFR-ul aici împotriva lor. Da, și... da, ca adversar. Ca adversar, da. Da. Acum da, când te aclamă toți... Da, pentru când... ei și așa da. Și te aplaudă, alergi 3 meciuri într-o oră. dai tot cea mai bun, chiar tot cea mai bun. Tribuna Giuleștiului îți dă puterea asta, nu să te autodepășești meci. Îți dă putere, da. Să alergi până nu mai poți. Și din punctul ăsta de vedere, tu ești avantajat. Sunt avantajat, pentru că, cum am spus, am de alergat mult într-un meci. Te-ai gândit și la reversul medaliei în momentul când ai ajuns la Rapid? Băi, e presiune, e lume multă, se așteaptă mult de la mine, sunt tânăr, s-au plătit niște bani. Ce fac dacă dau nasol, cum spunem noi? Ce fac dacă joc prost? Mă va lua tribuna? Au fost și gândurile astea? Au fost astea? Și gândurile astea, dar când intram în teren încercam să mă focusez doar pe joc și ce e negativ în mintea mea să dau la o parte. Și ți-a ieșit? Mi-a ieșit. Destul de bine. Deci acum. N-a fost o presiune de asta negativă care să te inhibe? Sau să N-am te... lăsat să mă inhibe așa o gândire, voiam să aud doar ce bine și să mă motiveze ceea ce aud în tribună. Un patron care face investiții foarte mari, doi patroni care fac investiții foarte mari, un președinte apropiat de jucători, o galerie, un public, un stadion care susține tot timpul echipa, în special în Giulești, dar galeria la absolut toate meciurile în deplasare, bază de pregătire bună, absolut toate condițiile. Din punct de vedere al fotbalistului, crezi că lipsește ceva Rapidului sau ar mai avea nevoie de ceva în plus ca să câștige campionatul de anul ăsta? În momentul de față, nu. Cred că avem tot ceea ce ne trebuie pentru a lua titlul. Trebuie doar să credem și să avem curaj să terminăm cât mai sus. E și de curaj? E și de curaj, pentru că la un moment dat te gândești, mă, e posibil să terminăm pe unul, oare ce facem, cum facem? Trebuie să ne punem minte că trebuie să ajungem acolo și să avem încredere în noi. Cu cât va scădea distanța sau veți fi mai sus, va crește și presiunea? Bineînțeles. Pozitivă sau cu și semnele alea de întrebare, bă, am ajuns aici, sunt puține puncte, dacă pierdem azi? Că au mai fost exemple, da, s-ar putea și asta, dar sper că cât mai puțin ne vom gândi la asta. Să luăm fiecare meci parte în parte și să câștigăm. Ca jucător nou venit și tânăr, cât de importantă a fost pentru tine prezența în vestiara a lui Săpunaru? E foarte important. Este un lider care îi ajută pe toți, nu doar pe mine. E un om bun care... e un om bun care încearcă să facă bine pentru echipă și pentru club și e mereu lângă noi. E foarte important să avem un lider în echipă. Te-a ajutat la început fiind să te integrezi mai ușor? Te-a luat pe lângă el, băi, copiile, vină încoa, Claudiu, să-ți explice, să-ți spună un pic ce înseamnă Giuleștiul, să... Nu neapărat că m-a luat pe lângă el, dacă în antrenamente mai greșesc sau așa, mă încuraja. Și acum. Și plus când am venit, știam foarte mulți jucători și de la CFR și din campionat. Și cred că mi-a fost mai ușor să mă integrez în felul ăsta. Ți-aduce aminte emoțiile și cum ai trăit prima zi în vestiarul Rapidului când ai ajuns la bază? Aveam emoții, dar nici nu știam pe unde să intru în vestiar. M-au ajutat niște băieți. Ai rugat pe cineva să te ducă la vestiar? Da, când nu știam pe unde să merge. Dar consider că a fost mai greu doar în prima zi, până am început să mă antrenez cu ei și să joc. După a venit totul de la sine. Junior Moraes, un personaj în vestiarul Rapidului și în teren? Un personaj plăcut, să zic așa, încă din prima zi am mai vorbit să-i cu el când am jucat, nu știu, acum un an și ceva.
Și atunci mi-a zis să vin aici, că e mai bine pentru mine. Mm-hmm. Îți spusese Junior Moraes, da, cu un an înainte, nu? Da. Vino Claudiu, da, la Rapid, exact, că e bine. Exact. A contat? Nu știu neapărat dacă a contat, dar undeva în mintea mea m-am gândit și la asta. Și uite, mm-hmm, s-a aprins un beculeț atunci, dreptate, nu? Da. Când ți-a zis, da, Junior Moraes, da, a experimentat, a văzut, da, multe la viața lui. Da. E posibil să aibă și dreptate. Și uite că a avut până la urmă. Deci, până la urmă, niște cuvinte care poate par lipsite de importanță, venite din partea unui jucător important, cu multe prezențe, poate aprinde un beculeț acolo sau poate îi dau o încredere în plus unui, exact, tânăr jucător, nu? Exact, da. Și chiar asta a făcut. Chiar dacă în momentul ăla, nu știu dacă am luat în serios sau așa, am zis da, da, și am început să râd, mm-hmm, dar uite că în viitor apropiat am venit. Te așteptai bătrân fiind deja la 24 de ani să ajungi la Rapid și să fii un jucător important? Speram să fie așa. Speram să vin aici, să mă integrez, să joc cât mai bine. Tu continuă, că eu mai vorbesc cu Ana între timp. Da, să nu credeți, Claudiu, să uite la, da, vreo comedie, da, sau uit, ceva. Da, mă uit și eu la voi. Stați că vă explic eu, ca să nu credeți, că voi vă uitați și îl vedeți pe Claudiu că se mai întrerupe sau zâmbește și o să ziceți, bă, ce are ăsta că vorbește de când nu juca la Cluj, de ce râde? Eu între timp vorbesc cu Ana, încerc să o convinc să se alăture discuției și ea este în diagonală față de Claudiu și îmi spune, puțin, mi-e rușine, am emoții, eu scriu pe laptop aici, de-aia nu mă uit. Poate și voi ziceți, bă, și ăsta ne-a simțit, ăsta Dăniță l-a invitat pe Petrila și să uită în laptopul ăla și scrie. Eu scriu în regie, scriu lui Adi Barna, hai te rog frumos, bagă niște imagini, vino cu lavaliera pentru Ana, să o punem în fața faptului împlinit că nu ne mai refuză. Uite, e și păcat să nu intri că au dispărut emoțiile, uite, ești acolo în... ea zice, nu, mai lasă-mă, Claudiu o vede și zâmbește. De asta, ca să înțelegeți exact cum stau lucrurile, o să o vedem până la urmă, măcar pentru ultimele 60 de minute ale emisiunii, o să o vedem și pe Ana. Claudiu, Adi, te rog frumos, când ai timp, bagă ceva, niște poze și pregătește-o pe Ana cu lavaliera și cu aia și pe urmă o lăsăm pe ea să intre când vrea, îi punem un scaun aici lângă mine, lângă Claudiu mai bine, și ca să ne spună și ea că e interesant și atunci nu o să mai râdă nici Claudiu, eu nu o să mă mai uit în laptop și rezolvăm problemele. Scuză-mă că te-am întrerupt, dar știi că se mai întâmplă, să mai uită câte unul de ăsta care nu ține cu Rapidul, da, exact, ce uite bă și nesimțit-o la Dăniță, da, la, da, chemava, exact, și bă, mai intră și vreunul de la Dinamo, ce uite bă și Petrila vorbea și începea să râd așa, știi? Și așa mai bine să le explicăm, da, ca, da, să evităm, ca să, cum e treaba, să știe, da, lumea cum stau lucrurile, exact, la noi aici, că e totul pe real și totul pe bună dispoziție și pe prietenie. Ai luat în calcul în vreun moment, scriindu-se, ajungând la altă echipă, aparținând de o echipă, bă, du-te acolo, las că-l dăm pe Petrila, las că-l trimitem acolo, ăia nu-l vor, sau stai să ne mai gândim. Te-ai gândit vreodată, bă, mai bine decât să mă arunce ăștia de colo-colo sau să mă trimit... Bă, mai bine mă las sau poate le zic să mă dea definitiv la o echipă și să aparțin de aia. Nu m-am gândit la vezi asta. Vezi să nu râzi acum că vine la valiera pentru Ana. Uite ce conectat ești acolo la meciuri. Da. Te-ai gândit, Claudiu, să zici, bă, nu mai, gata, e prea mult. M-au trimis la Sepsi, am dat goluri, am jucat, mi-am făcut treaba. M-au chemat înapoi, nu mă bagă să joc. Bă, eu ce se întâmplă? Dați-mă, bă, undeva să fiu definitiv, chiar dacă nu e echipă de nivelul CFR-ului. Dați-mă la unii care mă vor, la Sepsi, de exemplu. Că eu știu că au fost discuții la un moment dat să te, da, duci definitiv la, da, Sepsi. Dați-mă, mă, la Sepsi și lăsați-mă acolo. Vrei să intri sau nu vrei să intri? Dacă nu vrei, nu... Nu ești obligată. Un minut. Nu, ea știe că doar, glumim și doar, dacă doar ai emoții vrei, mari, nici nu te arătăm. Vorbim noi așa, Ana, și... Nu te obligă nimeni să intri. Când, doar dacă când, vrei. Când vrei. Noi, eu m-am dat mai aproape de Claudiu ca să mai stăm, să părem mai prieteni. Stai să vezi că am niște întrebări de-alea care o să-l întreb niște lucruri, dar o să vrei tu să intervii. Ai simțit, Claudiu? Ai simțit așa să zici, bă, gata, mi-a ajuns, bă, nu mai... E prea mult. Nu știu dacă am gândit așa, dar în sine mea îmi doream să
să merg undeva, chiar dacă era echipă mai jos în clasament, îmi doream să merg să joc. Și s-a parțit de aia, nu să știi, bă, nu sunt să alu... mă plimb dintr-o parte în alta. Exact. Ui, exact. Eu am trecut, și de ce te întreb? Eu am trecut, bine, nu la nivelul tău, eram junior la Steaua, că era Steaua pe vremea aia, și nu puteai să joci la prima echipă la Steaua, nu era nici regula cu under-ul. Era foarte greu să ajungi junior, când termini junioratul, da, la o echipă de primă divizie, nu la Steaua, care avea rezultate pe vremea. Era greu oriunde, pentru că nu plecau foarte mulți jucători în străinătate, plecau doar ăia de top. Da. La divizia B erau jucători foarte buni și atunci era greu. Și aveam contract semnat pe 5 ani de zile. Și zicea, te duci la divizia C, nu știu unde. Jucai acolo 6 luni, aveau ei interes... Bă, te duci la divizia C, în partea ailaltă. Te duci la... Eu când m-au trimis la... Chiar înainte să mă ia în armată, că era armata obligatorie pe vremea aia, am zis, te duci la Hunedoara. Și când m-am uitat pe hartă și am văzut unde-i Hunedoara, zic, mă, ce să caut la Hunedoara? Nu era așa cu internetul, cum e acum, să cauți pe... A, m-a întrebat și eu câțiva, ce să te duci, mă, că acolo e un combinat, sunt două furnale de-alea, e fum, e urât, e... N-ai ce, ce să cauți, mă, la... Păi da, dar uite, e divizia B. Și tot așa, antrenorul meu de la junior, de la Steaua, mi-a zis, bă, tu nu te duci pentru oraș. Tu nu te duci... Tu te duci că ai șansa să joci la divizia B. Du-te acolo. Și întreb pe aia și zic, bine, ok, și dacă vin, unde o să stau? Și zice, păi la căminul de nefamiliști era, sau nu știu, la 2 central, îi zicea. Știi, era un bloculeț de ăsta, da, undeva acolo, unde stăteau... Ăia care aveau funcții prin combina, nu muncitori necalificați sau care erau la personalul TESA, îi zicea, da, ăia mai important. Zice, păi stai acolo, păi mă, la cămin. Astea sunt condițiile, n-ai ce să faci. Și te dau înapoi lucrurile astea un pic. Și la un moment dat m-am dus peste ei și le-am zis, bă, știți ceva? Ia dați-mă, mă, undeva definitiv. Mă, tot du-te acolo, du-te acolo. Prima oară m-au dat la Inter Gaz Glina în divizia D. Să juca vineri la ora 5 sau la ora 6, în funcție de anotimp, la 7 câteodată, ca să vină oamenii de la servici. Și la ăia, ai văzut, sunt bidoanele alea de băuturi energizante, cum erau pe vremuri, cu prafuri de alea și le făceai cu apă, plată sau mineral. Da. Și m-am dus la marginea terenului în timpul unui meci și mi-a aruncat unul bidonul care nu trebuia. Și era șpriț. Și îți dai seama, am setat în timpul meciului, am luat o gură, două, trei și... Bă, stai că nu e ce trebuie. Și vine unul, capitanul echipei și mi-a zis, bă, idiotule, dă-i mă lui ăsta bidonul, că ăsta e tânăr, nu-i de-al nostru. Și stai, sunt tesaturi. Și m-am dus și am zis, bă, divizia D, bă, noi fi eu fotbalist. Da, nici de divizia D, că erau unii orbi. Am zis, bă, nici chiar așa, cu șchiopi, cu orbi. Da. Dați-mă măcar la... Și la un moment dat am zis, bă, nu mă mai dați, mă, nicăieri. Dați-mă undeva, ori dați-mi actele, puneți-mi actele în brațe, că sunt prost. Și văd eu unde mă duc, da, sau mă las, ori dați-mă voi undeva să luați 3 lei, 5 lei, 10 kg de carne sau ceva și să aparțin de ăia. Da. Și de-aia te întreb, ai avut momentul ăsta la un moment să zici, bă, pun piciorul în prag, gata? Da, am avut de câteva ori acest gând, dar după iar jucam, iar mai deam un gol și parcă iar mă... Te aducea înapoi, mă nu? Schimbam înapoi, da. Și nu știu cât de bine mi-a făcut asta. Poate dacă plecam undeva să joc mai mult sau așa... Poate era mai bine pentru mine, dar în același timp am stat la CFR, în fiecare an ne-am bătut la campionat și consider că asta a fost puțin mai important. Chiar dacă n-am jucat cât aș fi vrut, a fost important și asta. Te mai întreb un lucru sensibil, cât de cât. În momentul de față, în fotbalul românesc, crezi că te ajută sau mai degrabă nu? Să fii un jucător respectos, cu bun simț, să ai și un discurs bun, sau trebuie să fii ăla care pui piciorul în prag, în jur, nu bă, plec, mă duc, lăsați-mă în pace? Depinde. Trebuie să fii și băiat bun, dar și când trebuie să fii mai dur, să zic așa, trebuie să fii dur, că dacă nu, ești călcat în picioare, să zic așa. Trebuie să ai așa o balanță, un echilibru între astea. Crezi că ajungeai mai repede la Rapid dacă puneai piciorul în prag și spuneai că vrei să te duci definitiv la Sepsi, să nu te mai întorci la Cluj? Sau jucând mai mult plecai ajungeam direct afară? Mă și gândeam la asta, că poate să stau, joc mai mult, poate un contract afară sau ceva.
când vrei tu, Ana, când vrei tu, când vrei vii, când vrei pleci. Nu. Ne cerem scuze că nu te-am pus lângă Claudiu, dar erau prea mari, astea aici, să mișcăm scaunele, să... Deci, rapidiști, nu trebuie să te aranjezi, că nu ne văd... Stai relaxată, noi... Abia ne văd un milion de oameni, să știi, adică să vezi ce-ți crește Instagram. Nici o presiune. E ca la meci. Sunt doar 12.000 pe Giulești. Ori te înjură toți, ori te aplaudă toți. Fără presiune. Aici, da, fără presiune, n-avem variantă de mijloc. Ok, am înțeles. Da, dacă nu știu un răspuns, îmi faci coicul și zic în locul tău. Uite, eu mă dau mai în spate. Că ai venit și la sărumâna și îți mulțumesc frumos că ai acceptat. Știu că sunt emoțiile mari. E prima experiență de acest gen. Păi da, dar o să vezi când o să mergi în străinătate cu Claudiu la prezentare. Da. La asta ai văzut că se poartă acum. Iubitele învață să țină pe picior la prezentare. Deci trebuie, ușor, ușor, Claudiu, trebuie să înveți. Trebuie să învăț, da. Mâine, poi mine te vinde Rapidul și... Ce să facă duble și nu știe să facă duble la prezentare și atunci o să zică, okay. Ia, uite, bă, prietena lui Petrila nu știe să țină pe picior. Cât de mult, Claudiu, dacă te-a afectat că ai avut un discurs civilizat și în anumite momente, poate când o cerea situația, n-ai pus piciorul în prag. Să te duci acolo și zici, bă, știi ceva, nu mă mai duc nicăieri. Sau, bă, eu de ce nu joc? Vreau să joc mai mult, dacă nu, dați-mi drumul. Dar nu eram genul ăla de jucător care să merg să bat la uși, vreau să joc mai mult, vreau să ăsta, ce nu fac bine, ce fac bine. Încercam să, nu știu, să-mi văd de drumul meu așa, să fac tot ceea ce pot de mai bine, să nu îmi pun în gând, bă, poate n-am făcut de aia bine sau ceva, poate trebuie să fac mai mult. Încercam să dau totuși, poate uneori mi-ar fi făcut bine să mă duc să bat la ușă, dar nu aveam în sine mea să fac chestia asta. Nu mă simțeam bine după aia dacă făceam asta. O vedeai ca pe o presiune pusă pe ei să-ți dea mai multe minute și nu datorită faptului că ei cred în tine ca fotbalist? Exact, exact. Și asta era o presiune în plus care nu cred că îmi făcea foarte bine. Mm. Te întreb pe tine acum, pentru că e important și lumea nu știe. Și nu te întreb lucruri de-astea ieșite din comun, dar ai un iubit de 2 ani de zile, tânăr, da. Celebru, da? Da. Cu un program bine stabilit. Cu Instagram, probabil. Da, bineînțeles. Multe doritoare. Mai sunt, da. Fane. E greu pentru o tânără să fie, că toată lumea știe ce spune de fotbalism. Păi lasă, domne, ce fac ăștia, aleargă după minge, au bani, au fete frumoase, au ce mare greutate. Iar pe partea cealaltă zice, nu cred că te-a întrebat niciodată cineva dacă e studentă, dacă citești, nu știu ce, dacă îți plac operele de artă, iubita lui Petrila, da. Nu? Da. E greu pentru tine să gestionezi lucrurile astea? Și în relația cu el și în general. Cred că e și invidiată de anturaj, zice, uite, bă, asta e gagica lui Petrila. Da, nu știu asta. Nu este neapărat greu, fiindcă este iubire la mijloc. Și când este iubire, totul vine natural. Da, te deranjează din iubire prea multă că îi scriu fanele pe Instagram? Nu, pentru că am încredere în el. Da. Chiar am. Dar nu e greu de gestionat? La o vârstă, cum zice el, zice, mama, am 24 de ani și un barbec de 42 care, știi? Nu ești o provocare pentru tine? O provocare este pentru că în anumite zile, da, este plecat când aș avea nevoie de el, dar fiindcă nu poate, trebuie să învăț să le gestionez singură. Dar în rest, nu, mi se pare greu. Suferi alături de el la meciuri, la acum cu accidentarea, plângi. Da, da. Trăiesc. Te afectează la maxim. Da? Da. Orice are legătură cu el, da. Da, eu bucurile lui și bucurile și normal. Necazurile sunt și reciproc. Le împărțim împreună. Da, da. Și la bine și la rău. Da, frumos. Uite, vezi cum te-a scos la pressing imediat, zice, ieșim din pressing. Pentru mine e nu știu, un pic atipic, cred că e cuvântul potrivit, pentru că vine un jucător în București. Și așa cum ți-am spus mai devreme, face lucrurile cum trebuie să facă. Și cum e, din punctul meu de vedere, eu sunt, spre deosebire de tine, eu chiar sunt bătrân, cum din punctul meu de vedere trebuie să făcute. Pentru că eu cred că în momentul când te lași, dacă te lași cu câteva milioane, da,
după viață de sacrificii și pentru ea, că uite, spune și Ana, e greu că poate am nevoie de el și este plecat. Sacrificiile sunt de ambele părți. Dragostea da. E mare, cu cât ești mai tânăr, e mai da. Iubirea mai intensă și așa mai departe. Crezi că merită sacrificiile astea pe care le faceți amândoi și susținerea care ți-o arată ea și ți-o oferă pentru a fi liniștit pe teren, la antrenamente, la meciuri, a dat randament și a rezolvat viața pentru amândoi? Sau e bună și varianta aia de mijloc în ce lasă-mă, că merge și așa, azi sunt cu Ana, mâine poate nu mai sunt cu Ana, lasă-mă că eu oricum sunt celebru, sunt fotbalist, îmi scriu 100 de fete pe Instagram, găsesc eu una. Și dacă e să plec în străinătate, plec eu oricum. N-am gândit niciodată așa. Tot timpul când a apărut ceva, am vorbit și cu ea să luăm așa o decizie împreună, să văd dacă e bine și pentru ea. Nu voiam să fac ceva care, nu știu, să nu-i facă ei bine sau... Și cred că sacrificiul într-un final merită, pentru că, cum a spus și ea, ne iubim și vrem să avem un viitor împreună. Voi, practic, gândiți ca o familie. Chiar dacă tu ai venerabil la vârstă de 24 de ani și nu mai ești la prima tinerețe. Da, am crescut și eu, nu mai ești tânăr. Și m-am schimbat un pic și la mentalitate și la gânduri. Vreau să fiu liniștit, să-mi văd de fotbal și de familie. Îți oferă Ana toată liniștea și sprijinul de care ai tu nevoie ca să dai randament. Încă concluzii. Din prima zi când ne-am cunoscut, da, am simțit asta că îmi da așa o stare de liniște. Și nu erai într-o perioadă bună, nu? Într-o perioadă sportiv bună. Vorbesc. Sportiv, da. Da. Eram într-o perioadă foarte bună, dar a fost lângă mine mereu și asta a fost foarte important pentru mine. Dragoste la prima vedere? Eu așa zic. E bine că... Te-a speriat un pic gândul de a veni la București? Am înțeles că v-ați consultat. Da, bineînțeles. Și n-ai avut nicio strângere de inimă, zic, bă, plec, nu cunosc pe nimeni, suntem tineri, bă, mergem acolo, ce facem? Suntem un cuplu de tineri care o luăm de la zero într-un oraș mai agitat decât Clujul, mai greu de gestionat, cu oameni mai răi, poate, cu... Totul schimbat. Da, a avut un pic în prima zi când am venit, pentru că nu cunoștea pe nimeni și genul care îi place să mai iasă la o cafea cu o prietenă sau tu așa. Tu pleci în cantonament, poate. Eu plec în cantonament, ea rămâne singură, nu avea cu cine să vorbească sau să stea la o cafea sau ceva. Și... Dar încercam să zic că cu timpul îți faci, nu-i problemă. Că aici ai sprijinit-o tu pe ea. Aici am sprijinit-o, da. Am încercat să o fac să treacă peste... sperietura asta că ne mutăm în alt oraș și că o să fie bine, o să-și facă alte prietene sau poate din Cluj o să vină la ea sau așa cu familia și o să fie tot ok. Deci în asta am încercat să-i explic eu că o să fie bine, în alte cazuri îmi spunea mie că o să fie bine. Deci e ok, e o balanță. Un șoc, primul contact cu Bucureștiul? Pentru că eu am prieteni, uite, pe la Deva, de exemplu, pe la Turda, pe la Cluj, și în momentul când vin în București, nu să mute aici, pentru 2-3 zile, toți îmi spun, bă, cum poți, mă, să trăiești aici, nebunia asta, bă, e agitație, toată lumea se grăbește, toată lumea înjură, toată lumea nu-i convine de ce face restul lumii. Pentru tine a fost un șoc ăsta, contactul cu Bucureștiul? Nu neapărat, mi-a plăcut Bucureștiul, îmi place în continuare. Sunt multe locuri de ieșit, la mese, deci îmi place, orașul mult mai mare. Deci, nu te plictisești. Da, nu ai timp să te plictisești. Da. Când e Claudiu plecat, de exemplu, au fost plecați în cantonament acum, e greu pentru o tânără din alt oraș, nu, să stai 10 zile singură? Este, da. Dar ușor, ușor mi-am mai făcut prietene și e mai bine. Avem și un cățel. Avem și cățel, da. Și mi-ocupă destul de mult timp. Și ok. Uite, e bine când știi că vii acasă, știi că ești așteptat acolo, și e cineva acolo. Și nu e doar cățelul. Exact, da. Bă, mă duc acasă, adică parcă... Și pentru ea poate trece timpul mai repede de așteptare, că bă, vine Claudiu de la antrenament. Da. Și atunci lucrurile să leagă cumva. Vă vedeți la finalul carierei tale
să vă stabiliți în București sau pe unde te duce, unde te duce cariera, poate apărea ceva. Adică până în momentul de față te vezi mai întorcându-te la un moment dat, nu știu, spre locurile unde ai jucat sau să rămâi spre București? În momentul de față nu ne-am hotărât. Că ai, zic, totuși așa, ai 24 de ani, ai trebuit să începi să te gândești. Un an, doi și... și pleci de la Rapid. Încă nu ne-am gândit la asta, mai avem mult timp să o facem. Vom găsi cumva o cale de mijloc să ne placă la amândoi unde stăm, să fie ok pentru toată lumea. Undeva mai aproape și de familie, probabil, să ne fie mai ușor să ne vizităm. Dar încă mai avem timp să ne gândim la asta, nu ne grăbim. Contează pentru tine poate mai puțin că tu erai obișnuit cu deplasările, să iei viața în piept, da, de unul singur. Dar pentru tine, Ana, a contat atât de mult și practic ruptura de familie, că vii la câteva sute de kilometri, te trezești singură, cum spui tu, n-ai prietene, trebuie să stai doar pe telefon și să te mai plimbi cu cățelul prin parc sau când nu e Claudiu. Ți-a fost greu și să iei decizia asta de a te rupe, practic, de viața ta de până atunci? Nu neapărat, pentru că eu am plecat de acasă în urmă cu 6 ani. Nu sunt din Cluj. M-am stabilit în Cluj, cu facultatea, cu munca și de aia a fost un pic mai ușor să vin la București. Erai cât de cât, da, obișnuită, ruptă de, da, familie, da, mergând să studiezi la Cluj. Da. Un salon, un ăsta de solar, de unghii, există planuri de un business, de ceva? Da, mai ales că lucrez în domeniul beauty. Pe viitor, da, mi-ar plăcea, dar vedem cum o să fie și... Nică, văd că e o modă asta acum, salon de tatuaj. Astea cu unghii, cu make-up, da. Da. Nu, și mie ce îmi place, mai întreb cât un, și tu fiind în domeniu, mai întreb pe câte un prieten, zic, mă, ce faci? Mă duc la hair stylist. Da. Mă, nimeni nu mai merge la frizer. Da, da, ai sesizat? Da, da, da. Mă, exact. Nimeni nu mai merge. Eu poate sunt în... Eu mă duceam la cooperativa Igiena, îi zicea. Așa erau toate frizeriile. Da, da, zicea, da, cooperativa Igiena. Mă, acum nu mai pot. Dacă zici la unul că te duci la cooperativă, cred că te și bate. Sau, bă, unde te duci? La hair stylist. Coafeza nu mai e, da, coafeză, nu mai e. Frizerul nu mai e. Deci acum toți sunt engleziți, da, sunt... Nu, am dreptate, s-au nu? S-au schimbat, da. Și am văzut că trendul ăsta e. Familiile fotbali, soțiile fotbali. Acum asta merge în mare parte. Tatuaje, foarte freze, sprâncene, da, unghii cu gel. Machiaj. Asta, exact, botox, da, și asta. E la, trendul, nu? La asta, da, la astea vin lumea. Vine lumea. Da, 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 da. Afaceri care produc. Da. O pasiune pentru tatuaje sau o nebunie a copilăriei? O pasiune. Da. Mi-a plăcut încă de când eram mic. Mi-am făcut pe... Astea sunt de când am fost la Șepși, am făcut la Brașov. Și încă mai vreau să-mi fac câteva, dar nu mă grăbesc. Vreau să aleg ceva pentru că o să le am pe toată viața. Pe și vreau să le fac cum trebuie. Au o semnificație sau doar că ți-au plăcut? Au o semnificație. Aici stai cu familia, aici un copil pe stadion, aici cu care credința. Copilul pe stadion care ești tu și visul tău, da, de a ajunge pe un stadion mare, da, nu? Exact, da. Aici cu credința și aici e doar un animal. Nu prea reprezintă multe, dar așa o da bine pe toată mâna. Și mai ai ceva idei pentru viitor sau în funcție de... Au și o poveste în spate, o suferință, o simpatie, o dragoste, o nu știu, ceva. Mai am unele în cap, trebuie doar să le gândesc mai bine și să merg să le fac. Toate au o semnificație anume, nu le fac doar de dragul de a le face. Vreau să însemne ceva când le fac. Îți place asta cu tatuajele? Da. Da? Da. Ai tatuaje, Ana? Ți-ai... Am și eu, da. Da? Da. Deci e o pasiune care o împărtășiți, da, nu? Exact. Da. Nu-s dureroase astea? Sunt dureroase, dar la final merge. La final îți place, la final merge. E o durere, da, care la final îți place. Când, da, vezi că arată bine, îți place. No. Nu mai e treabă după aia, mă gândești că ai codorut, că așa. Bine, funcție și de zonă. În zona asta nu doare. Le-am ales bine. Unde se vede bătrânul Petrila peste 3 ani fotbalistic? E greu de zis, nu știu unde te duce viața.
Dar dacă nu voi mai fi la Rapid, îmi doresc un contract afară. După ce iau titlul cu Rapid, vreau să plec, în caz că va fi să plec, dacă nu, să rămân aici foarte bine. Dar nu m-am gândit la asta, vreau să, nu știu, să nu mă gândesc la asta, să trăiesc în fiecare zi, să-mi văd de fotbal în fiecare zi și unde mă va duce viața, acolo voi merge. Ai un oraș preferat să aibă și o echipă bună de fotbal? Barcelona. Știam că e echipa lui preferată. Da. Simpatizez cu Barcelona? Da. De mic. De mic copil, da. Am o suferit când a plecat Messi, da. Da, asta vreau să te întreb. Messi, cam aceea statură? Da, el un pic mai mic poate, dar mai tehnic. Un model așa pentru tine, copil fiind? Da, și în teren și în afară, pentru că știm cu toți, are o familie foarte frumoasă. Să cunoaște cu Antoanela de la 16 ani. De când eram mici, au trei copii. Familie frumoasă, da. Nu-l vezi să apară prin presă cu amante, cu nu știu cine. Scandaluri. E niștit la treaba lui, își vede fotbal de familie și cred că asta, nu cred, cu siguranță îmi doresc și asta. Mm. Acum, întrepându-te tot de fotbal, când te vezi, Ana Mireasă? Când va fi momentul? Momentan nu ne grăbim. Lăsăm totul. Trăiți, să vină de la sine. Trăiți clipa, nu? Da. Exact. Nu? Da. Cum trăiești un meci pe Giulești? Te duci cu o oră, două înainte? Ai emoții? Am emoții la fiecare meci, mai ales când intră el. Stau foarte stresată. Da, am încredere în el că o să fie totul bine și sunt foarte, foarte mândră de el. Ai și motive. Da. Iată. Cum ai trăit accidentarea? La centrul terenului, cam departe de tine, aproape de tribuna a doua. N-a fost un contact, nu, dar iese cu greu de pe teren. Cât de lungi au fost momentele alea pentru tine? A fost un moment groaznic pentru mine. N-am știut cum să reacționez. Eram și speriată. E prima oară când se întâmplă. Da, prima oară de acest gen. Și pentru tine, e prima accidentare musculară, da, care te ține atâta pe margine. Pentru amândoi era ceva nou. A fost un șoc. Da, ca pentru amândoi. Cuplu, ca și cuplu, un șoc. Da. Tu fotbalistic și ea trăind acolo și neștiind ce s-a întâmplat cu tine, ce ai. Și ce trebuie să facă. Da, da, da. Ai plâns, Andrei? Da. Da. Încercam să nu mă vadă el, să nu se supere, dar mă abțineam. Eu cred că cel mai mare și de ce îmi permit să spun și să cataloghez lucrurile astea, cred că ca soție, iubită, părinte, apropiat de jucător și faptul că îl vezi lucrând, fiind independent zi de zi, da, muncind, alergând. Și spun pentru că acum 3 săptămâni copilul meu face și el fotbal, s-a operat la genunchi. Și cred că pentru o astfel de persoană care e în apropierea unui sportiv, cel mai mare șoc e momentul când îți vezi apropiatul, iubitul, copilul sau îl vezi că nu se poate mișca singur, că are nevoie de ajutor. Să-l urci din pat sau să-l dai jos sau să coboare scările. Da. Cât de dureros a fost pentru tine? Cât de impact? Cât de dur a fost imaginea? Că el a spus mai devreme că era cu cârjele, că l-ai ajutat foarte mult. Te simți neputincios, că nu știi ce să faci, mai ales eu fiind femeie, mi-a fost destul de greu să-l ajut, fiind mai masiv față de mine și mai greu, clar. Dar ne-am descurcat cum am putut. Psihic a fost un pic mai greu, dar mă bucur că am trecut peste. Va întări relația și dacă eu, era eu nevoie, dar da. V-a sudat mai mult ca și cuplu? Da, am văzut că e lângă mine și la greu. Uh-huh. Era lângă mine cu mâncare, cu aia, că facem aia, că te duc aia, îți cumpăr. Moral, în primul și rând. Și moral, în primul rând. E o încercare morală și pentru cel sau cea care este lângă sportivul respectiv. Da. Pentru că trebuie să te gândești de 3 ori înainte, bă, îl deranjează, nu deranjează, fac aia, îl doare, nu-l doare, cum reacționează. Nu? Am așa dreptate? Este, da. Și cred că trecând împreună prin lucrurile astea, asta nu pot decât cimenta ajute, o relație sau ați da alte perspective pentru viitor. Și de ce te întreb, uite, referitor la gluma care am făcut-o cu Ana și chiar vă doresc să se întâmple când va fi cazul, cum spuneți voi, tot așa am un prieten sportiv care tot îmi spunea, bă,
parcă nu e ce trebuie, bă, nu știu, nu mă mai simt confortabil, bă, nu știu, a trecut iubirea aia, erau de vreo 5 ani împreună și se accidentează. Se accidentează el cu gândul, înainte de accidentare, dar spune stop. Da. Se accidentează fata respectivă, el lângă el, 7-8 luni de zile până reîncepe să joace și îmi spune, începuse să-mi spună din timpul procesului de recuperare. Știi, bă, parcă s-au schimbat lucrurile. Și la un moment dat îmi zice, bă, m-am hotărât. Și zic, gata, zic, ai stat și acasă, zic, ți-a ajuns. Da. Mă însor. Bă, zic, ești nebun? Păi ziceai că nu, zice, nu. Zice, bă, am trecut prin perioada asta, fata asta e ce trebuie. Bă, mă însor. Și în 2 luni de zile s-a însurat. A organizat tot, a căutat, știi că e o întreagă nebunie. Da. Când vă hotărâți să planificați pentru următorul an, știi? E o întreagă nebunie cu sala, cu fotograf, cu muzică, deci nu găsești. Da. Toată lumea e foarte amărâtă în România, n-ai loc în avioane, da. Sunt nuni și botezuri până în 2027, deci e greu, e cafenelele pline, restaurantele la fel, e criză. Da. Și a plătit la sala unde, la salonul unde a găsit, le-a dat avansul înapoi celor care aveau data respectivă, le-a mai dat 5.000 de euro celor care avea așa, da. cadou ca să-i cedeze. Și zic, bă, tu care ziceai că nu e ce trebuie și că vrei, zic, cum te-ai? Și a zis, că de-aia zic că întâmplarea asta fotbalistic pentru tine a fost o încercare și dificilă, dar ca și cuplu, 100% v-a ajutat foarte mult. La momentele grele îți dai seama cine e lângă tine și cine îți vrea binele. Când ți-e bine, toată lumea e în jurul tău. Că, nu știu ce, dar când ți-e greu, atunci apar adevăratele persoane care îți vor binele. Ți-a sunat telefonul la fel de des cât ai fost accidentat ca înainte, când dai pase de gol, goluri la Rapid? Nu, cred că doar familia și încă 2-3 prieteni, poate. Ți-ai dat seama în momentele astea și de prietenile adevărate și de cei care te sunau pentru o invitație, pentru mamă, ești cel mai șmecher, cel mai bun? Cele pe care le consideram așa apropiate m-au sunat și s-au interesat, dar de la ceilalți nu aveam așteptări, doar de la cei apropiați și ei chiar s-au interesat de mine. Adică nu te-ai lansat și în echilibru care dai dovadă, nu te-ai lansat în... prietenii de-astea care simțeai că nu-s ce trebuie, da. Sau din necunoștință, din plictiseală în cazul tău, da, vă, la ce și pe ăsta de prieteni, sunt în București, hai mă, că oricum n-am cu cine să ies. Ies cu asta, că bem o cafea și zice că mi-e prietenă. La mine n-a fost cazul. Nu am foarte mulți prieteni, dar și cei pe care am sunt lângă mine și îmi vor binele și mi-ajunge. E suficient. Puțin, mai bine, da, puțin și aleși. Puțin, dar buni. Verificați. Exact. Verificați. Da, da, exact. Crezi că se poate considera un eșec anul ăsta dacă Rapidul nu termină în primele trei? Da. În primele trei cred că suntem obligați să terminăm cel puțin în primele trei. La ce echipă avem, la câți bani s-a investit, la ce suporteri avem, la condițiile pe care le avem în ziua de azi, suntem obligați să terminăm primele trei. Cei mai jos de trei ar fi un eșec. Da, 100%. Și mai ales că am ieșit și din cupă, din păcate. Să terminăm sub locul trei ar fi un mare eșec. Ce ai sfătui un jucător tânăr sau ce ai spune unui jucător de care ție îți place în Superligă, la fel cum ți-a spus Junior Moraes ție, ce l-ai sfătuit sau ce i-ai spune referitor la Rapid? Pentru a-l convinge sau ai aprinde beculețul că Rapidul e alegerea care trebuie? Păi în primul rând de suporteri. În al doilea rând este un club foarte serios cu un proiect bun pentru viitor care ajută și tinerii. Cum ai văzut, s-au cumpărat mulți tineri de viitor. Și venirea lor aici e un pas foarte important în cariera lor. Pentru că, cum am spus, este un club serios care te ajută să evoluezi foarte mult în carieră. E Rapidul, nu știu dacă
Rampa de lansare sună frumos. E Rapidul cea mai potrivită echipă pentru tine în momentul de față pentru a face pasul afară? Sunt convins că da. La cum a fost până acum, da. Sper la echipa națională? Sper, dar va fi greu. După 3 luni de absență, mai joci, acum e o perioadă grea în care mai trebuie să acumulezi fizic, nu mai sunt așa de multe meciuri, dar în continuare sper și cine știe, poate voi fi convocat. Dacă nu te accidentai, erai convins că meriți locul la Euro? Dacă aș fi ținut același ritm, poate nu eram convins, dar speram mai mult să fiu acolo și îmi doream foarte, foarte mult să fiu acolo. Ce ai fi făcut în locul lui Horațiu Moldovan dacă venea o ofertă pentru tine de la o echipă de top, foarte bună financiar, dar cu riscul de a pierde campionatul european sau de până în vară de a nu juca niciun meci? Cum ai fi gestionat? Te întreb pentru că ești un jucător care gândești și probabil un jucător tânăr, ci chiar cred că e interesant cum ai fi procedat. Probabil tot, ca și Horațiu. Am mers la un club imens, în primele 10 din lume probabil, și nu se știe niciodată când îți vine șansa și profiți de ea și automat e ușor să ajungi la un nivel de top. Nu se știe cum e viața. Se accentează unul, joci bine, intri, dai un gol și automat îți crește cota și ți-e mult mai ușor. Oblak e un fel de Camora la Real Madrid. Atletico de Madrid. Un fel de Camora, da. Sau Săpunarul la noi. Sau Săpunarul, da. Exact. Bine, Săpunarul a mai plecat. Camora, da. Cred că are 13-14 ani la CFR. Camora? Da. Da. Nu? 13-14 ani are. Da. Și cred că au fost transferați în timpul ăsta vreo 7-8 fundași stânga. Cel puțin. Care așa cum au fost transferați, așa au plecat. Da. Păi toți au venit cu mari speranțe. Toți au venit să joace. Îl dăm pe ăsta la o parte, jucăm. N-a jucat nimeni. N-a jucat nimeni. Nimeni n-a jucat. Și cred că își face treaba. Da. Își face treaba, da. Bine, n-ai cum să-l dai la o parte. Da. Un singur lucru te mai întreb, că a trecut ora și încă o dată, Ana, mii de mulțumiri că ai acceptat. Cum ai vedea lupta ideală la titlu anul ăsta pentru Rapid? Ținând cont că în următoarele 3 meciuri contra echipei de pe primul loc din momentul de față, 2 sunt în Giulești. Vezi că echipa ar avea putere și prin prisma accidentărilor care au apărut la FCSB în ultimul timp. Săracul Pantea, care va lipsi 6 luni de zile, lipsa unui vârf de atac, banca Rapidului mult mai puternică decât a FCSB-ului. Cum ai vedea scenariul ideal pentru ca Rapidul să poată cuceri titlul? Cu un meci decisiv în ultima etapă sau să fie tranșată lupta până la ultimul meci din Giulești? Cel mai frumos ar fi ca ultimul meci în Giulești să fie cu titlul pe masă, dar mai bine pentru noi ar fi să câștigăm mai repede dacă se poate. Dar cred că ține de noi dacă noi vom câștiga tot până la final sau se vor încurca și ceilalți. Avem șanse destul de bune. Are Rapidul puterea să ducă invincibilitatea asta până la capătul campionatului? Eu zic că da. Dar știi cum e în fotbal, se mai întâmplă să mai și pierzi, dar aceste lucruri trebuie doar să ne întărească, nu să o lăsă mai moale. Până la urmă, cum să spun în fotbal, sunteți la mâna voastră. Dacă din câștigi, punct de vedere matematic, suntem la noastră. Dacă câștigi, câștigăm tot până la final, suntem campioni. Da, da. Ține doar de noi. În momentul de față este o, nu știu dacă o încredere atât de mare, este o stare de asta în vestiarul Rapidului de concentrare maximă sau venind și meciul ăsta de la Iași, care e foarte important, după 5 victorii ai bătut Dinamo, bun, un Dinamo care nu mai e ce a fost, dar oricum joacă bine și domină Rapidul pe alocuri, da, la meciul direct. Bați cu 3-1, bați cu 3-1 pe Craiova, după ce te conducă ea 3-1. Da. Câștigi în ultimul minut cu Dinamo, bați CFR-ul fără probleme.
E o relaxare sau a crescut concentrarea și să vrea să se prelungească perioada asta cât mai mult? Noi vrem să o ținem tot așa până la capăt, dacă se poate. Nu vrem să ne gândim că n-am câștigat acum 5 meciuri, gata, așa să luăm cu tot ce facem. Vrem să câștigăm tot și mergem la fiecare meci cu gândul la victorie. Nu există altceva pentru noi. Deci să speră să seria să fie cât mai lungă. Să fie cât mai lungă, da. Cât de departe te vezi tu una înțelege și a cunoaște fotbalul, Ana, trăind lângă un fotbalist de performanță? Știi, cu offside-ul, cu VAR-ul, cu astea? A încercat să-mi explice, dar nu prea sunt în lumea asta eu. Dar el încearcă la fiecare meci să-mi explice când ne uităm acasă. Dar emoțiile le ai ca și cum ai înțelege, da, mai bine decât un fotbalist ce se, da, întâmplă acolo, exact, nu? Exact, da. E partea asta, emoția asta sau tristețea că pierde un meci, n-ai cum, e emoție, dar se transformă în supărare. E parte din farmecul ăsta de a fi perechea unui fotbalist? Trăirile, da, astea, adrenalina, emoția, ceva ăla care lipsește în alte relații în momentul când ești cu un sportiv de performanță? Poate că da. Indiferent de situație, trebuie susținere. Deci îl susțin indiferent și dacă câștigă și dacă pierde. Și trăiești la fel de intens. Da, clar. Să rămână. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Sper să ne revedem. Rochia aia albă, sper să o îmbraci cât vrei tu, dar cât mai repede. Barcelona, să știi că tot timpul transferă. Da, deci tot cei mai bune îi urmăresc. Deci sunt toate șansele. Încă o dată, mii de mulțumiri. Mulțumesc și eu. Sper că nu te-ai supărat că am mai glumit până să intri. Claudiu, a fost o plăcere. A fost o plăcere să te descoperi și ca om. Un jucător care te-a impus, un jucător matur, chiar dacă ești aproape de retragere, ai 24 de ani. Doamne ajută să-ți recapezi forma fizică, să ai continuitate și sunt convins că nu mă voi refuza când te voi invita și în postură de campion al României. Mii de mulțumiri! Mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc și vouă, prieteni, nu înainte de a mulțumi sponsorilor emisiunii, Superbet și Aqua Carpatica. Aveți emisiunea și joi în reloare, vedeți părțile interesante, le vedeți pe fanatic.ro, le vedeți pe YouTube, fanatic.ro, canalul de TikTok, toate mediile de comunicare, social media, absolut tot. Tot aveți structurat pe mediile de comunicare. Emisiunea o aveți în reloare joi. Până atunci, nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne-a văzut toată lumea. V-am pupat, o zi bună să aveți, mulțumiri sponsorilor și echipei conduse de Adi Barna.